O declarație făcută la începutul săptămânii ar fi stârnit furia lui Vladimir Putin. Într-un interviu publicat la începutul săptămânii, președintele polonez a declarat că țara sa este dispusă să găzduiască arme nucleare în cazul în care NATO va decide să desfășoare aceste arme în contextul în care Rusia își consolidează armamentul nuclear în Belarus și Kaliningrad. Declarațiile făcute de președintele Duda ar fi agitat apele în Rusia. Kremlinul a avertizat că va acționa și va lua măsuri pentru a-și asigura securitatea dacă arme nucleare vor fi mutate în Polonia. Găzduirea armelor nucleare este una, utilizarea lor este alta. Lucrul crucial este cine le controlează. Principala problemă și îndoială cu care se confruntă toți membrii NATO de când a fost întemeiată alianța a fost, așa cum a spus chiar Charles de Gaulle, dacă președintele Statelor Unite ar sacrifica Chicago pentru Lyon sau Frankfurt. Faptul că sunt acolo nu înseamnă neapărat că vor fi folosite, dar este desigur un alt gest puternic în politica ciudată a Statelor Unite, care face situația mai tensionată decât era acum 10 ani.